Sunteți la Turda, domnul director. Ce ați găsit aici? Vă place ce ați văzut? Ați mai vizitat firma Marele Alb din Turda? Sigur, chiar dacă eu nu vin foarte des în unitățile de procesare, serviciile sanitar-veterinare sunt prezente zilnic prin activitatea pe care o desfășoară Direcția Supravegherii și Monitorizării Producției. Unitatea respectivă, Maxi Aliment sau Marele Alb, cum se numește acum, este o unitate medie ca și capacitate de producție cu tendință de creștere a producției. Tot ce înseamnă produse de origine animală procesate în această unitate sunt produse sigure și apreciate din ceea ce prost eu de către turdeni. Produsele fac obiectul desfacerii de piața locală,
ceea ce privește siguranța alimentelor, noi asigurăm o verificare și o permanență a serviciului sanitar veterinar în unitățile de procesare, inclusiv în această unitate, monitorizarea prin prelevarea de probe și examinarea în laboratorul sanitar veterinar. Din toate analizele pe care le-am făcut, rezultă fără dubii. În această unitate vorbim de produse salubre, produse care fac copilul consumă. Credem că pe viitor unitatea își poate mări capacitatea astfel încât să fie una de referință la nivel județean. Dacă aveți cumva vreo informație, domnule director, cam câte produse sunt în județul Cluj, produse românești, mă refer? Sigur, gama de produse procesate este foarte diversificată, dar sunt trei mari categorii de produse. Produsele fierte, produsele afumate, produsele proaspete și o tendință în ultima perioadă tot mai accentuată a produselor tradiționale românești. La acest capitol a produselor tradiționale românești, legislația permite în momentul de față înființarea de unități noi care să folosească produsele primare, materia primă primară din zonă, ele se pot autoriza și înregistra sanitar veterinar. De altfel și în această unitate vorbim de o gamă importantă de produse tradiționale, produse care sunt fabricate după rețete consacrate de industria din domeniu, dar alături de produsele tradiționale sunt și produse în sistem industrial. Ceva vreme era ascultat tot prin anul de colectare, dacă tot se vorbește foarte mult acum de, știu eu, produse românești, care mai este situația, ce mai știți? În ceea ce privește centrul de colectare de la Gâtia Dulzii, a fost un proiect la care a fost inițiator. Din păcate, odată cu plecarea mea din Consiliul Județean, acest proiect a fost abandonat. Eu cred că administrația și tot ceea ce înseamnă managementul județean se va aplica și asupra acestui important al agroindustriei alimentare de la nivel de județ, pentru că avem un potențial însemnat, având în vedere piața de desfacere și, nu în ultimul rând, faptul că foarte multe unități de procesare, unități de producție din alte zone ale țării au aici obiective gen de bolțile care pun pe piața Clujului astfel de produse. Un astfel de centru și nu numai unul, pe o analiză pe care am efectuat-o în urmă la Consiliul Județean, era nevoie de cel puțin încă două centre pentru colectarea, sortarea și punerea pe piață a produselor agricole din diferite zone ale Clujului. Iar zona sud, dacă nu iau, este o zonă recunoscută cu potențial, cu oameni harnici care, în sigur, pot să producă pentru piața Clujului. Dați-mi voie să felicit organizatorii, iar faptul că mulțumim și domnului primar că ne-a așteptat, nu m-a așteptat la altceva decât, așa cum știm noi, pe domnul primar, alături de tot ceea ce înseamnă Agenția Economică de la nivelul județ, un parteneriat corect între administrația locală și agenții economici este cheia succesului. Noi, ca și instituție, să fim alături de proiectele municipiului Dulzii și, în mod sigur, tot ceea ce ați promis se va și concretiza. Felicităm încă o dată administratorii societății, le dorim succes și cât mai multe, să zic așa, acțiuni de genul ăsta pentru a promova tot ceea ce este românesc, tot ceea ce este în ultimă instanță al nostru, al cujenilor. Mulțumesc de asemenea colegilor, medici veterinari, ce este domnul doctor Romo Țan, faptul că astăzi putem să vorbim de produse sigure și salubre în județul Cluj și în această unitate se datorează și colegilor noștri care zi de zi sunt aici și nu de puține ori iau și măsuri atunci când acest lucru se impune. Domnul Moga este un coleg care se ocupă de sectorul cărnii
carne roșie, dar și carne albă de la nivel de județ. Succes tuturor și în speranța că la anul ediția a doua va fi una mai de succes, dacă nu în alte orașe, cel puțin aici la Turda. Lasăm o provocare domnului primar să facem un moment de referință aici la Turda, dacă nu reușim în altă parte. Cu drag! Chiar urechi, urechi.